Sí, sabes que está en la armonía. ¿Listo? Întotdeauna m-a apreciat întâlnirile, evenimentele speciale pe care Dumnezeu le-a rânduit, cum sunt și astăzi aici. Dați-mi voie câteva gânduri, am o dublă bucurie astăzi. Aleluia! De fapt, eu mă simt și aici în Șamberin acasă. Dacă mă duc în Timișoara și acolo sunt acasă. Aleluia! M-am obișnuit și cu biserica din Paris și acolo sunt acasă. Dar vreau să vă spun că acasă o să ajungem cu ajutorul. Am spus că am o dublă bucurie pentru că după o perioadă de vreme, iarăși, ne vedem fețele unii altora. Probabil, unii frați folosesc la predicarea Evangheliei, spune, n-am venit să ne întâlnim unul cu altul. Pe expresie greșită. Eu vreau să vă spun că de dragul Domnului și de dragul vostru sunt astăzi aici. Aleluia! Degeaba spun că iubesc pe Dumnezeu pe care nu-L văd, de fapt, și pe voi, dacă nu v-aș iubi, adevărul nu este, de fapt, în mine. Frați și surori, dacă am predicat această seară 3 ore cât este sau 4, numai să predicăm, n-ar fi mult. Numai dacă am cânta frații 4 ore în continuu, n-ar fi mult nici aia pentru Domnul. Dacă numai ne-am rugat 4 ore aici, n-ar fi mult. Vreau să vă spun în această seară, frați și surori, dacă Solomon s-a vorbit aici de construirea unui templu în Ierusalim, a fost construit templul din Ierusalim din pietre moarte. Domnul, în Noul Testament, construiește noul Ierusalim cu pietre vii. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Pentru că Domnul s-a apropiat și a vorbit în Ierusalim și a spus, nu va rămânea piatră pe piatră. A fost cioplite pietrele în mult 7 ani. Ba mai mult a contribuit acolo o femeie, o împărăteasă, a dus niște lemn special. L-a folosit Solomon în templul, lemn santal, cel mai mirositor lemn pe care există în lumea noastră. Și Solomon l-a folosit pentru pălimare, pentru instrumente. Și oamenii care se coborau de la Ierusalim, de la templul, nu trebuia să spună oamenilor de unde vin. Nu trebuia să explice celor care le întâlneau pe drum de unde vin. Pentru că când dădeau mâna cu cineva, aveau un mirositor, un miros plăcut, un miros de santar, slăvit să fie Domnul. Și oamenii care se întâlneau cu el pe drum, și vecinii, și copiii, și familia, spunea, tata vine de la biserică. Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Oamenii care treceau pe lângă el pe stradă, îl vedeau și spuneau, ăsta vine de la templu! Mărit să fie Domnul! Nu trebuia să spună oamenilor de unde vin. Spun că Noul Testament, biserica pe care Domnul a spus, și vreau să
mă apropii de puntele principale. S-a vorbit de un sfânt. S-a vorbit, frații mei, și de unul și de altul. Însă vreau să spun un mare adevăr. Nu sunteți străini de lucrurile Domnului. Știți, poporul Israel a văzut cele mai multe minuni. A văzut cum marea s-a nespicat și au trecut. A văzut, frații mei, minuni în pustie. Și la un moment dat au început să cârtească, să nu mai creadă. Vreau să vă spun că toți care sunt aici, veniți din Fratelia, când a fost un foc, când a fost un foc, venea bolnavul. Mi-aduc de aminte, frații mei, fetiță de ca 12 ani, a dus-o în biserică, în Fratelia, s-a făcut rugăciune pentru ea și a plecat cu vedere. Amin? Slăviți-o pe Domnul! Slăviți-o pe Domnul! Aici, când a intrat un nenorocit sau când a venit un bolnav de aici, să plece vindecat! Ce înseamnă casa lui Dumnezeu? Frate, nu uite ea! E casa unde Dumnezeu se coboară, mărită pe Domnul! Și când se coboară, Domnul rămâne aprins de vii! Aleluia! Mărită pe Domnul! Ori mișcată de vederea! Șchiopii umblă! Surți aud! Mărită pe Domnul! Când se prezintă Domnul! Împotovească gloria! Înaintea lui Iisus, toate duhurile cad în râșii! Împotovească gloria pe Dumnezeu! Pe Roma, Radia, să fiți să fie Duhul Sfânt! Aleluia! Aleluia! Când se coboară Domnul la durere! Cancerul e vindecat! Toate fost scăzătoare aici în locul acesta. Aleluia! Cei fără nădejde, Doamne, aici, aici la scăzătoare, Doamne, coboară-te Tu, măriți-o pe Domnul, să vadă oamenii, să știe vecinii că aici se prezintă Domnul. Împotovească gloria, împotovească o cântare de 3 ori cânta, nu știa mai multe cântări, dar la cea cântare se cobora Duhul Sfânt. Amin? Sunt cântări care mișcă piciorul, frații mei, și sunt cântări care îți mișcă inima. Doamne, vrem Duhul Sfânt! Vrem Duhul Sfânt! Avem nevoie de ungere, Doamne! Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu! Avem nevoie ca Duhul Sfânt să nu crede. Măriță pe Domnul! Măriță pe Duhul Sfânt! Aleluia! Paharii aflate în sabor în amor! Vă gloria pe Dumnezeu! Vă gloria gloria!
De fapt, vreau să spun în această seară că Dumnezeu nu își împarte slava pe lume. Slava este a lui. El merită să viță pe Domnul. Nu te aminte că a fost de multe ori și cu fratele Manu în misiune. Și spunea, fratele, un an, ca și trenul, două clase. Două clase ca și trenul. Nu disprețuim oamenii cu teologii. Domnul să binecuvinteze frații noștri. Să fie plin de Duhul Sfânt. Viță pe Domnul. Frații mei, bisericile pentecostale au ajuns ca ortodoxi. Facem o slujbă, cântăm cântarea și mergem acasă. A ajuns vremea, frații mei, noi, ca poporul Israel, noi care am văzut minuni, să nu mai credem. Noi care am văzut ca bine Columbul din ara lunării și pleca vindecat, să nu mai credem. Am ajuns noi care eram plini de Duhul Sfânt și bisericile vorbea Domnul și spunea așa vorbește Domnul, să nu mai credem. Unde suntem, frații mei? Unde suntem? Ne cântăm cântarea, așteptăm pe Domnul să vină Domnul. Dar unde suntem noi? Domnul te caută, ne caută Domnul, unde ești? Adame, unde ești? Unde e prorocul? Unde sunt străgenii? Spunea fratele Adin, m-am suit. Înseamnă că s-a coborit. S-au coborit străgenii. S-au coborit, au dat jos. E vremea să stăm înaintea Domnului. Amin? Amin. Aleluia! Aleluia! Este nevoie să fie Duhul Naturului. Este nevoie să lăsăm să lucreze Duhul Sfânt în viață pe Domnul. O să fiu lung, fratele nostru, fratele meu, vătru din Elveția. Frații mei, suntem la o deschidere de biserică. Și ca de început, ca la început, aici, în această seară, doresc Domnul să lasă amprente. Amin? Amin, măriță pe Domnul! Amin, măriță pe Domnul! Și aș vrea să vă întreb în această seară, biserică botezată cu Duhul Sfânt, mai credeți în minunile Domnului? Mai credeți că Domnul poate să vindece? Sau am auzit că fratele a vindecat Domnul? Vă mulțumiți cu atât? Frații mei, vă mulțumiți cu atât? Mărește-ne, Doamne, credința! Slăviți-o pe Domnul! Dumnezeu, frații mei, nu face teatru! Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor! Mărință pe Domnul! Sunt aici oameni cu probleme mari! Sunt aici oameni cu probleme grele! Și este nevoie de intervenția Domnului! Slăviți-o pe Domnul! Este nevoie! Este nevoie, frații mei, am auzit că aici, în această cetate, sunt trei cazuri grele, mai grele. Nu numai trei, Domnul cunoaște mai mult decât noi oamenii. Aș dori ca în această seară Domnul să nu ocolească locul acesta. Amin?